Următorul în scenă va fi chiar Tudor, care ne va povesti niște întâmplări de la box. Și de-așa am văzut acolo să râzi, să ce prăpăcești. Prestă drum de poșta mare, ca văd mult șegea la rând. Stau și eu, că vând mi-aș paisul, m-am făcut socoata în gând. Când ajung la căsărie, căsiriu m-a spus nervos: noi nu vindem de mâncare, ci bilete pentru box. Ca să nu mă fac de blamă, eu atunci m-am șpozat și, pro bancă dată țăce, trițădulie am luvat. Mâniență, eu cu Sofica, la sala de sport m-am dus. Când să intru, întreabă unul, dar n-am vreo țădulă în plus. Eu, ca omul prost atunci, scot țădula, s-o tocmesc. Dar la așa împățât atunci, nici nu vreau să mă ghingesc. Corsări șordat în mine, ca un vasul de curechi. Unii mă trăjeau de țoale, iar alții de urechi. Unul m-a sărit în spate, alții bumbii mi-o rupt și unul trasă până-mi rupsă mânica de la căput. Un milițan atunci a Sofiu ce o chemat: vezi, nu-i să prăpăgească bunătate de bărbat. Ca să scap bariam cu viață, eu țădul am săpat și-am fugit cu Sofie în sală, bucuros că am scăpat. Sala mare, o mândriață, și-n sală mult nărod, și bași în mijlocul sălii niște domni și-un fel de pod. Podul, un fel de fiară, era tot înconjurat și baxam să nu se împurge, cu șpogot era legat. Domnii ori sunat în clopot și luminile s-or stâns. Numai biecul de deasupra omii rămâneat aprins. După ce s-o stâns lumina, ori venit atunci a doi gros de un metru fiecare, dezbrăcați aproape goi. Și niște mânuși ori luat ori mari, din care ai fi putut ca să-mi faci laibăr mie și mândriață de căput. Între ei sărit-o unul și gire, mi-ai îmbrăcat. I-o pus ca să-și geie mâna și pe urmă fluierat. După și o fluierat, o sărit el înapoi, fiindcă ai gingit că frasul i-a apucat prea amândoi. Fără niciun fel de sfată, fără nici un suduit, înșepură să se bată, te ghingeai corbolunțit. Și cât timp bolânțea să băceau și să îmbrânșeau, niște domn cu plai o mână, prăârcie toți scriau. După ce ori tăbărât, încât ce un gol șăgeau și pe fiecare în parte, cât ce unii îi frecau. Și ai de-i frecau pe spate, cum să ce, îi învățau, vezi, în loc ca să-i împașe și mi-e rău, îi îndârjau. Și iar o înșepu bătaia, până când m-am pomenit, cu n-o căpătat o palmă și prăpot s-o tăvălit. Ala al cu fluierița, până la țășe-o numărat și pro urmă o spus la lume că bătaia s-o gătat. Mergând de la box acasă, în mine m-am cugetat, că și eu mă-i bat pe Sofie, dar numai când mi-i zbat. Dar așa, să faci bătaie, fără niciun fel de rost, fără nici să nu ce sudui, trebuie numai să fii prost. Mâineță, i-am spus lui Sofie, când mâncam cu ea de prânz, nu or fi paurii prea ocoși, dar și domnii scambolenți. Iar acum îi invit pe prietenii mei de la ansamblul Bârzava să vă prezentăm un dans de pe Valea Pogănișului. Thank you.
frumos. Of. Dacă știam că se dansează, aș fi venit și eu la dans. Da? Juriu, ce părere aveți? Foarte frumos, mi-a plăcut maxim. Mă luați și pe mine în ansamblu. Nu știu dacă ai loc.